Iată ce șansă, extraordinar, Began. Cred că poate fi penalti, este penalti pentru Gaz Metan Mediaș. Și nu știu dacă nu cumva și cartonașul roșu, să vedem care este decizia. Decizie importantă pentru Claudiu Marcu. A fost ocazia doar galben la Dimitrov. Bulgarul continuă să explice lui Felix Mateus că n-a fost nimic. În orice caz, penalti. Penalti pentru Gaz Metan. Aici nu este offside, bună decizia. Mingea ajunge la Gașpar, care prea corect. În acest turn nu-mi dau seama. Cete că centralul a avut nevoie de... Da, e Hens. Cred că e Hens. Centralul a avut nevoie de intervenția arbitrei de tușă. Francisco Junior. N-am scris până acum niciodată de când a venit la Mediaș de la Hapoel Haifa. În 2020. Began, portalul crescut de CFR Cluj, care a mai apărat cu Dinamo. Și un pic cu FCU Craiova atunci când s-a accidentat Nistrui. Doar al treilea meci pentru cel care s-a întâmplat a fost la Călăraș și este un portar foarte bun. Began, păcălit de Francisco Junior, 1-1, primul gol în deplasare. Bucuria suporterilor medieșeni, 1-1, incredibil, minutul 16. Asta a dat surpriză. Boroncoi nu se bucură. Unul la unul, Gaz Metan reușește să înscrie.